Salutare YouTube! Astăzi reacționăm la antrenamentul care l-a transformat pe Andy Popescu. Andy Popescu este un binecunoscut YouTuber de la noi. Noi astăzi o să-i analizăm antrenamentul. Eu sunt Tudor Crișan, antrenor personal, antrenez de peste 6 ani în industria fitnessului. Am terminat și kinetoterapia și o să-ți dau perspectiva mea în acest antrenament. Nu suntem aici ca să-l judecăm pe el ca persoană sau alte lucruri, pur și simplu cum se antrenează. Să începem. Super estetic, așa că Andy, vreau să mă iei prin antrenament, vreau să văd dacă este chiar așa de distrugător cum zici tu că este. Acest videoclip este de pe canalul lui Tony Saic, sper că i-am zis corect numele. Super content, super băiat, arată super bine, bravo lui. Mea sinceră este că nu contează foarte mult antrenamentul, ci contează consecvența, perseverența, adică să tragi cât mai mult. Deci ce vreau să spun este că nu este un secret antrenamentul, ci trebuie să tragi cât mai mult, să te odihnești și să te alimentezi. Deci contează antrenamentul, pentru că dacă tu, de exemplu, vrei să te antrenezi pentru masă musculară și faci aerobic sau faci pilates, nu o să-ți dezvolți atât de mult mușchi. Contează foarte mult și antrenamentul, dar contează foarte mult și ce a zis el, partea de odihnă. Atunci ți se dezvoltă cel mai, îți recuperezi și îți crești mușchii cel mai optim după antrenamente. Contează și cum te alimentezi și da, contează și consecvența. Poți să ai cel mai bun plan de antrenament, cel mai bun antrenor, dacă nu o să faci antrenamentele, nu o să crești. Grip faci tu de obicei? Mai cam aici. Cât tragi mai apropiat, okay. Cu atât intre triceps. Bum. Bum. Easy. Ați văzut că pot să fac și eu? Cu cât pui progresive greutățile, cu atât este mai mic riscul de accidentare. Dacă bagi direct greutate mare, s-ar putea să-ți bulești umerii. Are dreptate. Este foarte important să faci niște seturi pregătitoare înainte de seturile de lucru. I-am văzut seturile pregătitoare când a făcut greutate cu greutate mai mică. Le făcea super rapid la seturile de încălzire. Acum nu știu dacă o să le facă la fel de rapid la seturile de lucru. Ideea e că repetările din primele seturi în care te încălzești pentru a te obișnui cât mai bine cu tehnica, chiar dacă este super ușoară greutatea și îți vine să te duci, du-te, e foarte important să controlezi și să ai o tehnică bună și la ea. Chiar mă dorul meu. Uite ce striație are aici. Încă nu sunt pompat. Arată bine. De aici, las un centimetru, vezi? Da. Ca să intre mai mult piept. O să vezi diferențe enorme dacă respiri de 3 ore adânc înainte de serie. Enorme diferențe. Deci, gripul lui zicea că e cu două degete de la partea striată, e un sfat bun, atâta doar că tu poți să încerci gripul ăsta și să-l simți mai ciudat pe umeri sau să nu-ți simți pieptul atât de bine când cobor, cum se întinde sau când ajungi jos. Joacă-te, da, clar, dacă brațele sunt aici apropiate, ți intră mai mult tricepsul, dacă brațele sunt depărtate, o să te axezi mai mult pe musculatura pectorală, dar trebuie să te joci un pic cu gripul, să vezi care este potrivit pentru tine. Și să nu uiți să respiri. Eu asta e greșeala pe care o făceam înainte, mereu. Uitam să respir. Și dacă reușești să duc... Nu știu dacă încă face, se încălzește sau face seturi de lucru, dar dacă vrei masă musculară negativă, adică partea în care cobori, trebuie să fie super înceată, super înceată, iar când ai ajuns jos, trebuie să faci o secundă pauză. Partea aceasta negativă a mișcării, când se întinde musculatura pe coborâre, este cea mai hipertrofică, bazată pe studii. Este bazată pe studii, ce zic aici. Chiar dacă multă lume simte musculatura cum lucrează pe partea pozitivă, când la fluturări, când ești la hip thrust și îți ridici fundul sus, partea cea mai hipertrofică este aici, jos. O să vă las studii în descriere ca să citiți. Cum crezi că e cel mai eficient să te antrenezi? Să faci ușor negativa, adică când vii jos, sau să faci mai exploziv? Te ajută să lași jos negativ, pentru că storci mai bine mușchiul. Okay. Sunt studii clare care arată că între 6 și 35 de repetări este foarte bine. Deci mai puțin de 6, te antrenezi pentru strongman. Adică, spune-ne, tu te antrenezi și pentru powerlifting, mai mult strongman deja. Pentru anduranță, adică te duci Nu, mă interesează doar hipertrofia, nu mă interesează să fiu puternic, nu mă interesează să am anduranță. Vreau să fiu mare. Ok, deci dacă el vrea să fie mare, va trebui la și deci până acum se grăbea. Deci el a zis bine ce a zis, dar în seturile lui de lucru până acum s-a grăbit. Trebuie să ce mai greu lucru este să fii mare. Bum. Tony Popescu o să mă cheme. 11. Care e greutatea maximă pe care o poți împinge la piept?
Cred că 107 repetări. E, poți să îți antrenezi sistemul neuronal prin respirația lui Jim Hof. Da? Jim Hof. Da? Jim Hof. Cauți pe Google și faci așa. Dacă inspiri repede și dai mai mult timp aerul afară, sistemul neuronal se relaxează, sistemul nervos se relaxează. Asta trebuie să faci când... Le faci un pic cam complicate aici cu respirația. Simplu, când ești sus, ia o gură de aer, strângi, tensionezi totul, cobor controlat și când ai ajuns jos, pe revenire, când urci cu bara, începi să expiri, dar așa să te gândești că ai un pai în gură și supli prin el, nu expira tot aerul dintr-o dată, pentru că atunci îți pierzi toată tensiunea creată în corp. Și așa te relaxezi. Deci nu te antrenezi mereu la epuizare. Nu. Adică încerc pe cât posibil ca seriile 4-5 e muscle failure. Știi? Okay. Ca să stoci totul. Deci să-l surprinzi mereu. Asta spun oamenii care se pricep. Deci surprindeți mușchiul, fraților. 3. No, God, please, no! Despre ce vorbeam? Da, e ok să te antrenezi până la muscle failure, la ultimele seturi. Nu trebuie să te antrenezi până la muscle failure la fiecare antrenament. Poți și să stai la o repetare două de failure și tot să crești atâta timp cât tu de la săptămână la săptămână aplici principiul progressive overload, ori mai adaugi câte o repetare la unul din seturi, ori crești cu greutate, crești în greutate puțin cât ai pe bară, dar el aici cum face repetările, se grăbește, merge, el a zis că trebuie să mergi super controlat pe studii, că partea negativă e cea mai hipertrofică, dar vedeți că coboară super rapid, își bate bara de piept și după aia merge sus. Încet, stai o secundă sus și vin apoi, dar nu controlează. 50 cu bara 20. Și se ajută foarte mult de bounce-ul ăla de pe piept. Ceea ce probabil vedeți des în sală la băieți, când încearcă să facă cu super mult pentru piept, dar nu este optim pentru dezvoltarea masei musculare. Crește-te așa, este mai optim pentru hipertrofie. Nu o să duci atâta greutate, dar asta înseamnă că nu o să ai atâta greutate nici pe articulațiile tale, care exercițiile compuse, ca back squat, bench press, deadlift, sunt super bune. Dar așa să te gânde, au SFR se cheamă, stimul to fatigue ratio. Exercițiile astea îți lucrează multă masă musculară, îți lucrează și pieptul, dar îți aduc multă oboseală sistemică față de niște prese la piept la aparat sau de niște exerciții de izolare sau prese la picioare, care se axează mult mai mult doar pe mușchii care îi lucrezi și nu te obosesc în general tot corpul. Orășit. Și de aceea la exercițiile de genul, dacă le faci puțin mai încet, nu mai faci cu atât de multă greutate, dar stimulul tot este acolo, dar nu te obosești atât de tare. Dar și dacă ai plus minus 20%, tot îți face o idee, știi? Easy. 7. Faci-o. Bă, și-a crescut greutatea și mă așteptam la asta, să se grăbească din nou super tare. Nu mai face asta, Andy. Mamă, frate. 9. Nu controlează deloc, nu controlează deloc negativa. Uitați-vă și își bate bara aia de piept. Și n-are nici... Hai că mai merge dacă e. O altă informație foarte importantă, cel puțin din punctul meu de vedere, mușchii și ficatul sunt un rezervor pentru carbohidrați. Ok. Adică un rezervor de glicogen. Și atunci tu dacă tragi în fiecare zi de fiare, tu golești rezervorul. Și atunci tu poți să mănânci orice, că nu te îngrași până se încarcă rezervorul. Da. Și fasting faci? Chiar eram curios să știu dacă faci fasting, adică dacă nu mănânci. Da. Totul este calories in, calories out. Cât mănânci și cât arzi. Dacă tu mănânci ca porcul, o să te îngrași. Sfat super bun, balanța calorică, like. Poze sau da, în viața reală? Deci omul știe. Realitate. N-ar arăta așa. Că e pe steroid sau nu, că își dă testosteron sau nu, clar se vede că urmărește chestii. Prima dată când văd aparatul ăsta în viața mea. Și eu prima dată când lucrez aici. Deci ăsta nu e din rutina lui. Ții mereu repetările peste 6? Sau... Da. Deci mereu peste 6, nu? Da. Niciodată faci unul ce? De ce? Pentru că am impresia că storc mai bine mușchiul. Dacă am mai multe repetări. Pare foarte interesant. Doctor, la dentist, frate. Deci la dentist legit. Time under tension, vezi? Deci automat că și-a modificat unghiul trunchiului la aceste prese, aceste prese o să se axeze mai mult pe partea superioară a pieptului, fibrele din zona asta. Exact cum am învățat. Cum aș vrea să văd că faci aceste prese sau și dacă e cu gantrele. Coboară cât de jos ca să întindă pieptul, să stea o secundă acolo jos și să vină înapoi. Ei fac doar un pic și după aia vii sus, coboară un pic de tot sus, coboară un pic sus.
Fiu contactat de cei... E mai important să-i ofer mușchiului tău o amplitudine mare de mișcare pe care să-l stimulezi decât ideea de doar time under tension. De ce? Dar mă gândesc totuși să mai întreb, băi, să iau și eu creatină, pentru că am auzit numai lucruri bune despre creatină. Creatina e cel mai research-uit supliment, ajută la creșterea masei musculare, extra forță, e super, super ok. Experiența mea cu ea, orice tip de creatină, am luat crea pur, creatina alcalină sau tipuri de creatină combinate, bă, mă rupe la stomac de fiecare dată. Deci am, mă duc la WC-ul și îl distrug și mă doare și stomacul, am și diaree și chiar dacă trec după 5, 6, 7 zile după ce ar trebui să mă acomodez cu ea, mă distruge, da. Iau niște enzime digestive. Mai iau vitamine și minerale. Iau cam 5 zile din 7. Nu iau 7 zile din 7 pentru că e bine să nu se obișnuiască corpul. Să mai ai așa. Dacă ești cum el, bănuiesc că el tot timpul era într-o perioadă în care vrea să fie mai striat sau așa, e ok să iei vitamine și minerale pentru că nu mănânci atât de multă mâncare, nu ai atâtea surse, mănânci fructe, legume, dar e ok să-ți suplimentezi dieta cu niște vitamine și minerale. Dacă ești pe bulk sau încerci să crești, probabil și știi ce să mănânci, probabil ai o alimentație destul de diversificată care să... Aveți sus tare puternic. Fiecare repetare. Divă, îmi pare rău, Andy, doar încearcă la următorul antrenament, dacă vreodată vezi acest videoclip, încearcă sfatul la toate mișcările pe care le faci, doar la piept. Du-te până jos, deschide pieptul ăla mare în față, stai o secundă acolo și revină înapoi. Pune-ți mai puțină greutate, fă lucrurile astea și îți promit că o să se simtă mai bine. Yes. Și ai zis și pe negativă, nu? Bun. Încet, asta-i mă, bravo, ce? Pe negativă, fraților. La toate repetările. Mă bat aici cu ea. Și mai jos. Bun. Vreau să spui deci, și câte... Numai la ultima repetare a făcut aia, faceți asta la toate repetările. Calorii mănânci pe zi și cel mai important vreau să-mi spui și câte grame de proteină, pentru că oamenii sunt foarte curioși să afle. Câte grame de proteină mănâncă? Eu consider că cel mai bine este să mănânci 1,52 grame ori kilogram corp, să vedem dacă... Înspre 2 grame de proteină pe kilogram corp. Eu încerc să îmi iau 150 de grame de proteină, dar dacă nu pot o zi, nu e nicio problemă. Îmi iau 120, nu e nicio problemă. Contează să ai un average de cel puțin 1,8 grame. Average. Adică să te asiguri că măcar ai proteină acolo. Dar noi, dacă într-o zi ai mâncat mai puțină proteină și în următoarele mănânci un pic mai multă, poți să compensezi. Nu o să-ți pierzi toată masa musculară că n-ai mâncat într-o zi câtă proteină. Să ai 1,8. Mănânci frecvent proteina asta sau o mănânci în 2 mese mari și atâta? Nu, eu încerc să o mănânc în 4 mese. Când nu pot în 4 mese, măcar în 3 mese. Dar nu mai puțin de 3 mese. Poți să mănânci. Deci ideea e că poți să o mănânci în 2 mese, poți să o mănânci și în 3, poți să o mănânci și în 4 și în 5. Cel mai important e să-ți împarți mesele astea și să-ți faci programul ăsta într-un timp optim pentru tine. Chiar dacă unii zic, bă, trebuie să-ți o împarți în 6 proteine, în 6 mese, că se asimilează doar 30 de grame pe masă. Nu e adevărat, s-au făcut studii și poți să asimilezi mult mai mult de atâta. Dacă ție-ți merge cu 3-4 mese, fă cu 3-4 mese. Atâta, gândește-te doar că cu cât ai mai multe calorii de mâncat, dacă ai 3.000-3.500, clar că logic... îi să ți le împarți în 4-5 mese față de 2, pentru că dacă mănânci 1800-2000 de calorii la o masă, băi, pe lângă că e foarte greu, nici nu simți nevoia și te simți foarte slaggy și așa după, îi dai corpului tău să digere super mult dintr-o dată. Dacă, de exemplu, ai doar 1800-2000 de calorii, clar că poți, e mult mai simplu să ți le împarți în 2 mese sau în 3 mese. Fă mișcare și oricum o să fie bine pentru tine. Legat de antrenamentul pe care îl fac eu, am început să fac de 2 săptămâni, până acum 2 săptămâni mă uitam în oglindă și ziceam ce vreau să trag, umeri, ce vreau să trag azi, biceps. Dar acum am început să trag așa, piept cu triceps în prima zi, a doua zi spate cu biceps. Adică înainte intra în sală ca mulți dintre voi, probabil care intră și fac aparatele care le văd libere sau ce au chef. Acum Andy are un program și în orice ai un program pe care poți să-l urmărești de la săptămână la săptămână și să mergi cu aceleași exerciții ca să poți să vezi, să înveți tehnica și să începi să vezi că evoluezi la ele, să nu le schimbi săptămână de săptămână,
ai șanse și să te dezvolți și să-ți crezi mult mai multă masă musculară decât dacă faci doar ce se simte și schimbi exercițiile săptămânal. La început o să ai succes. Dacă ești super, super începător, corpul tău răspunde la orice. Dar cu cât ești mai avansat, cu atâta trebuie să acorzi mai multă atenție la detaliile astea. A treia zi, umeri cu abdomen și a patra zi, picioare și gamba. Adică picioare incluzând extensii. Și faci și pauză? Deci el se antrenează doar o dată, antrenează grupele musculare doar o dată pe săptămână. Studiile arată că cel mai optim pentru masa musculară pe mușchii care vrei să-i crești, să-i antrenezi de 2-3 ori pe săptămână. Încerc să nu fac pauză. Ca începător fă full body-uri. 2-3 ori pe săptămână ți-s de ajuns. A maximiza hipertrofia musculară, deci ca să faci mușchi cel mai eficient. Deci setul ăsta clar că trebuie să fie de încălzire. Dacă poți vorbi în timpul seturilor, înseamnă că ți-i prea ușor. Ți-a permis testosteronul, ca să intrăm și în subiectul ăsta, ți-a permis testosteronul să te concentrezi mai bine pe munca pe care o faci, să ai mai multă dorință dimineața, mai multă energie când te trezești, să fii mai alert? Mai în vână. Pe lângă faptul că testosteronul crește hipertrofia musculară, adică te ajută să faci mușchi, okay, te ajută să ai motivația necesară să tragi de fiare. Adică eu, de exemplu, când mi-am măsurat testosteronul și aveam testosteronul mai jos, okay, adică gen 400 de nanograme pe decilitru, scăzut, efectiv nu mă uitam la fiare și nu venea să trag de ele. Testosteronul are efectul că îți vine să tragi de fiare și face ca efortul... Te face bărbată! Glumesc. Când tragi de fiare să-ți placă, să-ți placă. Deci e o diferență. Deci, da, dacă îți cade testosteronul, îți cade și nivelul de viață. Cu cât crești în vârstă, cu atâta... Dar în asta mi se pare foarte, la noi nu-i atât de răspândit. Îs curios, Andy, gen dacă în America se cheamă TRT, Testosterone Replacement Therapy, și mergi efectiv la medic și dă prescripție și na, ori ți le face cineva, ori ți le, îți faci tu injecțiile acasă. La noi nu prea îi, cel puțin nu știu eu, nu prea știu persoane care fac asta de 40 de ani plus, în ideea că care fac și le cumpără de pe piața neagră. Și na, e mult mai shady. Să mare, te ajută. Sunt chiar curios, Andy, gen dacă a mers la medic și a primit prescripție și chestii de genul, dacă știți, scrieți în comentarii. Testosteron, nu înseamnă că trebuie să iei testosteron, nu. Înseamnă că trebuie să-ți crești singur testosteronul prin mijloace. Eu am 40 de ani, la mine e normal să suplimentez. Și poți să-ți crești și testosteronul, nu doar gen prin a-l administra dintr-un mediu extern, nu gen o siringă, etc. Ți-l poți crește prin sport, alimentație, odihnă mai bună, stres mai puțin. Băieți, uitați ce vorbeam la exercițiile trecute. Are full amplitudine de mișcare, extinde de tot, dar nu face jumătăți de mișcări. Îndoaie cotul ăla ca să se întindă tricepsul. Cum? Între 6 și 30 o să fac. La exercițiile astea mici e ok să... Deci așa să te gândești la fiecare exercițiu. Poți să-l iei ca rep range. Nu o să faci bench press care te obosește mult mai tare, 20-30 de repetări. Dar exercițiile astea micuțe merg. Sunt la 8? Nu. Sper să nu ne luăm strike. 15. De la taica. 17. Și acum de la el repede. Bam, ia uite-l. Tank. Dar la fel, iară. Bă, iară faci jumătăți de repetări și la triceps. Nu lasă să se întindă tricepsul ăla, se axează doar pe partea de scurtare. Ta îngrusesc, mă, ce ai? Dar tu ai zis că e negativ la importanța. Andy, te rog, încearcă dățile viitoare să se axeze pe stretch-ul ăla și ca mă... Și gen, da. Cum am zis, fără garduri videoclipul ăsta, de ce e atâta hate? De unde crezi că vine toată chestia asta de pe internet? Păi eu o să spun exact ce cred eu că s-a întâmplat. Eu am spus că nu iau steroizi și oamenii au tras concluzia că sunt natural. Eu am zis că nu iau steroizi și n-am spus nu iau steroizi, dar sunt pe TRT. Și atunci oamenii au zis, asta minte, că n-au steroizi, dar le dau steroizi. Okay. Și atunci asta cred eu că s-a întâmplat. Oamenii fac confuze, exact, între ce faci tu și ce fac eu. E diferență de la cer la pământ. Ceea ce fac... Bă, nu chiar, că ceea ce face tipul ăla e un bodybuilder. Își dă mult mai puțin steroizi ca el, gen testosteron și chestii de genul. Că în mare toți steroizii îs derivați din testosteron. Atâta că Andy își dă la un nivel ca să și-l facă normal, dar cumva tot îți administrezi din afară. Chiu vine cu niște repercursiuni enorme asupra sănătății. Da, pentru că își dă mult mai mult. Și spune... Andy, cum și-a dat, el, gen...
nu, eu nu vreau să-i dau hate sau ceva de genul. Avea mult mai scăzut și a dat ca să și-l aducă la un nivel normal și atunci clar că această normalitate nu o să-i facă rău, dar dacă începe să-ți dea și acest TRT mult mai mult ca un culturism, o să înceapă să aibă și dezavantaje și sănătatea să-i fie afectată. Că steroizii sunt sănătoși, te da, nu sunt. Or, ăsta a fost antrenamentul lui Adi. Andy a avut doar 3 exerciții, 2 pentru piept, 1 pentru triceps. Poți să-ți lucrezi pieptul cu doar 2 exerciții și 1 de triceps. Poate au mai făcut. Deci v-am zis, ce am rămas din acest antrenament este că Andy Popescu nu controlează partea negativă a mișcării la exercițiile principale și încearcă puțin de ego lifting. Deci, dacă vezi acest videoclip, Andy încearcă să-ți corecteze aceste lucruri. Eu ce ți-am zis aici îi prietenește și îi părerea mea. De persoană avizată, trebuie să mă ascultați. Eu am fost Crișan Tudor. Dacă vrei să afli mai multe despre mine, poți intra pe Instagramul meu, @arontudorcrisan_pt. Găsești și mai multe link-uri cu un plan alimentar gratuit în descriere, cu un ghid de transformare pentru femei. Până data viitoare, dă un subscribe canalului ca să-l facem, să ne construim cea mai mare comunitate de fitness din România și cea mai șmecheră. Vă mai zic o dată, v-am pupat, până data viitoare.